Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Bate bomba. Noi îl vrem pe un pop. Noi îl vrem pe un pop. Noi îl vrem pe un pop. Ei îl vor pe Bumpo. Și eu am aceeași impresie. Din moment ce sunt prima persoană care recunoaște că glumele practice sunt un dezbăț, tărăboiul ăsta nu prea face parte din planul meu. Dar mai este ceva în plus, nu-i așa? Danny și cu mine am lucrat din greu la acest ultim plan de creștere a capitalului nostru. Triplu B, postul de radio favorit din East Gackle și unicul, emite dansul maimuței. Cel mai nou dans idiot în vogă care străbate națiunea și, din păcate, și East Gackle. Dansează ca o maimuță! Personal, nu voi fi găsit mort după dansul acesta stupid al maimuței. Ce-ai împotriva maimuțelor, Andy? Credeam că te-ai înțeles cu ele când te-ai blocat în grădina zoologică. N-a fost cea mai bine plănuită farsă de-a mea. Nota, vă rog! Dar maimuțelor vorbitoare li s-a dus veste. Și poliția v-a lăsat să țineți costumul de maimuță? Pariez că este încă în dulapul tău. Mersi, mamă, dar sincer, singurul motiv pentru care ascult Triplu B este... Bate bomba! Așa este! Este timpul să jucăm bate bomba! Vom alege un ascultător norocos care va avea șansa să oprească ticăitul unei bombe și să câștige banii lichizi! Aici este DJ-ul vostru, Supersonic Shane! Ești gata, pei? Gata, Supersonic Shane! Să jucăm bate bomba! $4! $8! $16! $32! Oh. Zici ceva, Pat? Tocmai ai bătut bomba! Ceasul de-abia începuse să bată. Țineți minte, în fiecare vineri, câștigătorul marelui premiu în bani îl va primi personal de la Miss East Gackle și maimuța ce dansează! Ce mai premiu a luat și Pat asta? $32, mare scofală. Nimeni nu are răbdare să țină bomba să tică de la $50 în sus. Asta fiindcă n-am jucat eu până acum. Hai, nu zău, chiar crezi că cei de la radio vor alege numele tău, maimuțică? Ținând cont că Danny și cu mine am umplut câteva duzine de cărți poștale cu numele și telefonul meu pentru a le trimite la bate bomba, chiar cred! O, da, ce plan grozav! Mai vedem noi! Se pare că planul nostru secret la care nu s-a mai gândit nimeni înainte i-a mai trecut și altcuiva prin cap. Urmărește-mă doar! Poșta! Acum trebuie doar să așteptăm telefonul. Banilor, iată că sosim. Știi, Andy, cu toată lumea care trimite cărți poștale... Știu, dar tot orașul se nebunește după bate bomba. Cum putem să găsim un avantaj din această situație? Cred că am un plan care se coace. Vino, ăsta va fi dulce. Toate sistemele gata de plecare, capitane. Formați numărul, doamnă Whipples. Răspunde. Alo? Bună ziua, sunteți în direct la Triplu B. Credeți că sunteți gata? Pentru că e timpul să jucăm bate bomba! Oh, da! Sunt gata! Așa, deci gata, începem. $4, $8, $16. Stop! Știți, doamnă Weebles? Da? V-am prins! Toate farsele sunt produse autorizate ale producătorilor experți în farse. Este clar că e o copie. Doamne, nu vine să cred că s-a oprit la $16. Hai să mai facem o dată. Bine, hai acum să-l sunăm pe capul ăla pătrat pe care sora mea îl crede așa de grozav. Craig Bennett. Am să-i detonez explozia. Am să-i plătesc o monedă lui Craig Ipu. Alo? Craig Bennett, este timpul să bați bomba! A, da, dați-i drumul! Bine, să începem. $4, minus $8, minus $16, minus $32. Hei, nu așa funcționează jocul ăsta! Minus $64! Stop!
Ei bine, Craig, se pare că bomba tocmai te-a bătut. Acum datorezi fostului triplu B 64 de dolari. Dar eu nu am 64 de parai, normal. Atunci că poate ne vei da noua ta bicicletă pe care ai primit-o de ziua ta. Ia-i și apărătoarele pentru noi. Hei, așteaptă! De unde știi ce am primit de ziua mea? Te-am prins, fraiere! Nu-mi vine să cred că aproape l-am făcut pe Craig să ne dea noua lui bicicletă. Mamă, cine ar putea fi mai fraier decât ăsta? Nu poate fi decât unul singur. Martin Bonwick! Familia Bonwick, sunt Martin. Martin, aici este Dynamo D de la Triple B. Ești pregătit să bați bomba? Să bați ce? Să bați bomba, nu știi jocul ăla la care trebuie să pui stop înainte ca bomba să explodeze și câștigi bani lichizi? Un telefon care să-mi ofere mie bani! Aceasta trebuie să fie ziua mea norocoasă! O să fii sigur, băiete! Acum, hai să jucăm! 4 dolari, 8 dolari, 16 dolari, 32 de dolari, 64 de dolari, 128 de dolari, 256 de dolari, 512 dolari. Stop! Am câștigat! Da, tocmai am câștigat 512 dolari! Știți, tatăl meu tocmai a fost disponibilizat pentru că a încercat să scoate 3000 de role de hârtie igienică înfășurate pe degetul său mare! Pariez că e bucuros că nu s-a răsucit de tot. Wow, banii ăștia au picat exact la țang, mulțumesc. De-abia aștept să iau banii, pa. Știi, nu i-am zis te-am prins. Da? Ei, mă rog, sunt sigur că își va da seama că a fost o glumă. Ha? Se zice că nu-i dă seama. Bravo, hey, Martin, bravo. Venim vorba de dansul maimuței. Se pare că gluma lui Martin a prostit toată școala. Hei, Andy Larkin, ai auzit vestea cea mare? Martin a câștigat 512 dolari la concursul Bate Bomba și ne va face cinste la toți vineri la cofetărie. Chiar așa? Aha, chiar speram să mergem acolo împreună, noi doi, dacă nu ești prea ocupat. Vrei să spui că tu și cu mine? Da, asta e ideea. Desigur, ar fi cu adevărat drăguț să știu că merg la o pizza cu cineva care are, bine, clasă. Eu am clasă? Eu am... Fără bancuri, feste sau trucuri, bine? Absolut, Lori. Vei vedea ce băiat stilat sunt, cu clasă, mă rog. La revedere! Ia te uite, Lori vrea să merg cu ea vineri seara și Martin va plăti toată cheltuiala. Îmi pare rău să aduc ploaia peste parada ta, capitane, dar nu-ți amintești că Martin nu a câștigat niciun ban? Oh, da, ai dreptate. Ești cel mai bun, Marti, băiete. Și dacă cineva încearcă să strice asta, băieți și cu mine îl vom ciumăgi pentru tine. Martin! M-am fript. Te-ai fript și te-ai ars, de fapt. Sigur trebuie să ai deja un alt plan. Da? Nu-i așa? Ar fi bine. Marti! Marele câștigător de bani, 512 dolari, bani în mână, bravo, felicitări! Oh, da, n-aș fi putut niciodată merge la splet check fără banii ăștia. Venind vorba, poate că ar fi mai bine să aștept să iei banii și după aia să încep să-i cheltui. Andy, am auzit la radio că premiul în bani se dă în fiecare vineri de către Miss Is Giggle și Bumpo, maimuța care dansează dansul maimuței. Oh, îmi place maimuța aia. Ah, am uitat de partea asta. Bine că mi-am amintit. Trebuie să sun la radio să le spun că vreau să-mi mâneze premiul la Split Check. Nu, nu, nu sună la postul de radio. De ce nu? Pentru că sunt sigur că ai o mulțime de treburi de făcut. Lasă că sun eu în locul tău. Ai face tu asta pentru mine, Andy? Ah, mersi. N-ai pentru ce? Vezi cum te tratează oamenii când devii popular? Asta făcea parte din plan, nu? Da. N-ai niciun plan, nu-i așa? Nici cel mai vag. Ai de gând să găsești un plan? Sunt încolțit. Hai să recapitulăm. În primul rând trebuie să facem rost de 512 dolari, astfel încât Martin să poată închiria Splat Shack și să-i mai rămână și familiei lui bani de mâncare și de chirie. Apoi trebuie să găsim pe Mistică și maimuța aia care să danseze. În final trebuie să ne asigurăm că Lori nu va afla nimic despre asta, așa încât să vrea să iasă din nou cu mine. Toate înainte de vineri? Exact! Asta este cea mai bună provocare, haide!
Tunul de apă de vânzare. Numai 512 dolari. Va arăta nemaipomenit în curtea din spate. 50 de dolari sticla? Da, desigur. Eu sunt vestit de creator de mot de Pierre Le Fou. Parfumul meu, la fel ca și accentul meu, este devastateur. Apropo, acel bufnit vă costă un dolar. Cine sunteți voi doi? Bună ziua, vreți să cumpărați... Vreți să cumpărați niște prăjiturele? Doar 7 dolari? Încă ne mai trebuie 505 dolari. Cred că avem nevoie de un alt plan. Da, știu. O să-l întrebăm pe Maș. Nu am rest exact. Nu am rest exact. Oh, bună! Ce s-a întâmplat? Nu prea multe, doar trebuie să găsim 505 dolari, o frumoasă regină și o maimuță care dansează până vineri. Wow, vineri! Sună ca și cum am tăiat ardeiul destul de fin. Da, tăiem ardeiul destul de fin. Ai perfectă dreptate, Maș. Trebuie să folosesc tot ce am deja și să-l întind cât se poate de mult. Briliant! Atunci poți să începi. Deni, vom avea nevoie de câteva lucruri. O pălărie înaltă, o mătură, o mustață falsă și multe, multe, multe pizza. Hei! Hei! Oh! Hei, las o baltă! Am muzica adevărată pe care încerc să o transmit aici. Hei! Aveți o livrare. N-am comandat nicio pizza. Nu te uita la mine, eu doar le livrez. Ha, unii vor rămâne fără pizza în seara asta. Ora 7? Deja? Ca să vezi, spectacolul meu s-a terminat. Hei, pa, pisicuțelor, Supersonic Shane se retrage acum. Dar am să vă las niște muzică pe plac. Bună ziua tuturor! Aici este Dynamo D, care vine cu niște vești tari, dar triste. Bumpa, maimuța care dansează, s-a îmbolnăvit. Dacă puteți să vă opriți pe la postul nostru de radio să vă arătați sprijinul pentru bietul Bumpa, managerul său va trebui să accepte orice gest darnic pe care îl faceți pentru ca maimuța să danseze din nou. Noi îl vrem pe Bumpo! Vă mulțumesc tuturor că ați apărut! Știu că Bumpo va aprecia asta! Dar este mică maimuță! Da, vrem să o vedem! Păi, ea este chiar bolnavă! Noi îl vrem pe Bumpo! Stați cu toții calmi! Ei îl vor pe Bumpo! Și eu am aceeași impresie! Bine, mă rog, poate jumătate de duzină de greșeli nu fac cât una bună. Dar suntem băgați prea tare ca să mai renunțăm. Ce-ar face Maș într-o situație ca asta? Ar tăia ardeiul fin. Da. M-am prins. Ieși afară și găsește o scuză. Ce să le spun? Spune-le că Bumpo este pe drum. Noi vrem pe Bumpo. Noi vrem pe Bumpo. Noi vrem pe Bumpo. Bumpo. Cineva semănând cu Andy tocmai a ieșit din casă cu un costum de maimuță. Păi cel puțin așa exersează și el. Hei, Andy Larkin, era cât pe ce să ajung la cofetăria Kenicki. Vrei să vii? Da, aș vrea, dar mă rog, dar trebuie să plec la... să duc haina asta de blană la curățătorie. Și din ce cauză are nevoie mama ta de o haină de blană în toiul verii? Pentru că, adică, căldura a provocat defectarea aparatului de aer condiționat. Adică toată casa noastră îngheață acum, știi? Și de-aia mama are nevoie de o haină de blană curată. Ca să nu înghețe de frig, de tot, înțelegi, nu? Mă rog, ură somit, dar sincer e binele meu în joc. Mulțumesc pentru invitație, ne vedem vineri. Dar curățătoria este în direcția asta. Stați liniștiți toată lumea, stați și așteptați un minut. Atenție toată lumea. Doamnelor și domnilor, vă rog, luați-vă de mâini pentru ca Bumpo să execute dansul său de maimuță. Da, dansează ca o maimuță. Prietene, vă rog să nu uitați că Bumpo este o maimuțică foarte bolnavă.
Hei, uitați, Bumpo dansează! Îmi place mai mult asta care dansează, da, te rog! Luați-i și pe ăștia, vă rog! Păzește spatele că vine primarul! Ca primar m-am decis să iau această încântătoare primată la mine acasă și să construiesc o grădină zoologică pentru ea. 505, da, îmi pare rău, domnule primar, dar Bumbo nu este de vânzare. Acum Bumbo trebuie să se odihnească. Mulțumesc tuturor pentru generozitate. Iată cum pleacă o maimuță minunată. Tot ce trebuie să facem acum este să-i dăm banii ăștia lui Martin și apoi suntem liberi. Ei, Martin, tocmai l-am văzut pe Super Sonic Change și ne-a dat asta pentru tine. Ce e asta? 505, da! Poftim? Da, Triplu B a vrut ca tu să primești bani înainte de școală, astfel ca tu să ai timp suficient să plătești pentru scrace. Dar se presupune că Miss E. Gagle și Bumbo, maimuța care dansează, să-mi dea banii. N-ai auzit? Bumbo s-a îmbolnăvit. Unchiul meu mi-a zis că a văzut-o ieri seară și că arăta mult mai bine. Da, dar n-ai vrea ca biata maimuță să se forțeze, nu-i așa? Da, dar Triplu B mi-a promis. Ia-o încet, Martin. Nu, eu vreau maimuța, o vreau pe Bumbo. Dacă Bumbo și Miss Is Giggle nu apar în seara asta, îi pun pe băieții mei să sună la radio, la primărie și poliția și... Știi, Martin, cred că Shane doar vroia ca tu să capeți imediat banii. Sunt sigur că Bumbo și Miss Is Giggle vor veni acolo pentru tine. E sigur? A, absolut sigur, nu-i așa, Danny? Da, desigur, da, da. Grozav. Știi ce se spune? Întotdeauna să ai un costum de maimuță la îndemână. Acum este timpul să găsim pe Miss East Gekl. Eu am costum de maimuță, tu ce ai? Ca să vezi, Miss Gekl. Ți-am prins ideea. Danny, ești un profesionist. Bună ziua, doamnă. Prietena mea maimuță și cu mine ne întrebam dacă se întâmplă să fiți Miss East Gekl. A, nu, eu sunt Esther Gekl. Destul de aproape. Puneți-vă asta și veniți cu noi. Este un băiat care are nevoie să fiți o regină a frumuseții. Oh, n-am mai făcut așa ceva de când s-a terminat războiul. Te distrezi, Lori? Oh, da! Dar sunt și mai fericită că în sfârșit te porți matur și ai clasă. Nici nu pot să-mi amintesc ultima festă pe care ai făcut-o. Chiar îmi place de tine așa. Romeo? Atenție, toată lumea! Miss East Giggle și cu Bumbo maimuța care dansează trebuie să sosească din clipă în clipă acum! De-abia aștept! Nu numai că am intrat gratis, dar vom și vedea două celebrități în persoană. Da, scuze, Lori, dar trebuie să ies să iau gură de aer proaspăt. Știi, sunt alergic la fum și tușesc și... Știi? Și eu am această alergie. Alergie la fum? Ce-i asta? Ați ajuns! Wow, este o adevărată plăcere pentru noi să te întâlnim, Bumbo. Acum de îndată ce Miss Is Giggle sosește... Livrare! Bună, Marty! Felicitări! Wow! Miss Is Giggle are un șofer și tot ce trebuie. Intrați, urmați-mă, toată lumea moare să vă cunoască. Toată lumea, primiți pe Miss Is Giggle și Bumbo maimuța care dansează. Yeah! Wow! Hei, frumoasa orașului arată mult mai tânără la televizor. Știi, poate că dansul ăsta al maimuței nu e chiar atât de penibil până la urmă. Asta seara a funcționat grozav, Danny, nimeni n-a suspectat nimic. Vrei să-mi dai pantalonii, te rog? Poftim, Andy! Sau ar trebui să spun Bumbo? Îmi pare rău, Andy. Lori, mai crede dacă ți-aș spune că am avut un motiv foarte întemeiat pentru toate astea? Poftim? Ai crezut că e amuzant să păcălești pe Martin că a câștigat premiul la bate bomba și apoi să te îmbraci ca un bombo, să strângi bani și apoi să vii cu o babă pe post de mis? Hai, e o nebunie, e atât de elaborat încât n-aș fi putut toate astea. Sunt atât de dezamăgită de tine.
singurul motiv pentru care nu te-am demascat este că n-am vrut să-l dezamăgesc pe Martin. Dar acum... Salut! Suntem în direct la centrul de dans folk cu Maimuța Bumbo și cu Miss East Giggle pentru a premia câștigătorul la Bate Bomba, Ralph Marsh! Poftim? Credeam că eu sunt marele câștigător! Pentru cei dintre voi care ascultă, vreau să vă anunț că ultimele rumori cu privire la Maimuța Bumbo, că s-ar fi îmbolnăvit, sunt total neadevărate! Ar fi fost mai ușor dacă n-ai fi fost atât de drăguț. Hei, Andy Larkin, ce faci cu costumul acela de maimuță? Ce faci cu costumul de maimuță? Fanii ăștia sunt atât de schimbători. Într-un minut te ridică pe un tron de argint, după care în alt minut îți vor capul. Apropo, ați auzit? Lori a spus că sunt drăguț.